Scandalul gunoiului din sectorul 1 s-a lăsat cu amenzi de sute de mii de lei. Garda de Mediu a amendat primăria cu 160 de mii de lei, iar firma de salubritate cu 70 de mii de lei. Însă nu doar sectorul 1 are probleme cu gunoiul, peste tot în capitală sunt probleme, chiar dacă mai puțin vizibile. Colega mea Gabriela Del Pupo ne spune mai multe despre controlele făcute în București. Gabi, bună dimineața! Bun găsit! Controlele au fost făcute în perioada 2-15 iunie și iată a venit și raportul complet cu amenzile. Primăria sectorului 6 a primit 50.000 de lei amendă pentru faptul că nu a amenajat spațiile verzi și nu era totul în regulă la salubritate. La sectorul 2 nu a primit primăria amendă, însă Supercom a luat 60.000 de lei amendă pentru faptul că nu și-a onorat contractul și erau nereguli constatate pe partea de salubritate. La sectorul 3 însă, direcția de salubritate a primăriei a primit 50 de lei amendă. Rosal Group la sectorul 4, de asemenea 50.000 de lei amendă. Iată deci că nu a scăpat practic niciun sector din capitală, fie fost amendate primăriile sau în cazul sectorului 1 ambele. Ne așteptăm de altfel să vedem cum se va soluționa și situația la sectorul 1, care se complică pe zi ce trece. Dacă până acum era vorba de amenințări în instanță în ceea ce privește onorarea contractului, iată că primarul sectorului 1, Clotilde Arman, a pus pe masă o posibilitate în care va încerca rezilierea contractului și va apela la instanță pentru a face acest lucru. Cam aceasta este situația. Între timp, bineînțeles, în tot Bucureștiul s-a putut observa faptul că nu s-a făcut o dezinsecție. Aceasta, bineînțeles, este responsabilitatea primăriei capitalei. Deja au început să apară imagini cu rozătoare în marile supermarketuri și, bineînțeles, toată lumea poate observa că e plin de căpușe și țânțare în această perioadă. Primăria capitalei spune că doar după ce nu va mai ploua, va putea acționa. De altfel, acest anunț a fost făcut chiar în urmă cu câteva săptămâni. Din păcate, însă, nici vremea nu ține cu primăria capitalei. Gabi Del Pupo, mulțumesc mult pentru aceste informații. Și discutăm despre controlele făcute de Garda de Mediu în capitală și despre sancțiunile aplicate chiar cu domnul Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună dimineața și noastră și ascultătorilor. Domnule Berceanu, așadar, o acțiune amplă a Gărzii de Mediu. Care sunt cele mai grave abateri pe care le-ați constatat? Vă rog. Să vă fac o imagine de ansamblu. Imaginea pe care aș dori să o surprindă și cei care privesc pe postul dumneavoastră. Bucureștiul are o problemă majoră privind gestionarea deșeurilor. Acum avem acest vârf de lanț pe gestionarea deșeurilor, trebuia să fie făcut de mulți ani. Și în acest plan ar fi trebuit să avem predictibilitate pe trasabilitatea deșeurilor. Adică în momentul în care arunc PET-ul la coș, trebuie să știu unde mi-ajunge. Și asta lipsește cu desăvârșire. Ce trebuia să avem până la ora actuală? Trebuia să știm care sunt cantitățile de deșeuri. Trebuia, în primul rând, să știm care sunt capacitățile de sortare și capacitățile de depozitare sau valorificare. Nu știm foarte bine despre aceste lucruri. Mai mult decât atât, taxa zero sau orice taxă care, altfel decât pe principiul plătește pentru cât arunci, nu ne ajută absolut deloc, oricare ar fi denumirea acesteia. De ce? Fiecare cetățean trebuie să plătească proporțional cu deșeurile pe care le aruncă. Dacă cetățeanul din București, dumneavoastră, eu, Berceanu, arunc un PET și o coajă de banană, coaja de banană trebuie să o arunc într-un recipient separat pentru deșeuri umede și PET-ul trebuie să-l arunc într-un recipient separat pentru deșeuri reciclabile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că plătesc de câteva ori mai mult în factură, dacă nu direct printr-un tarif, atunci printr-o taxă la nivel de primărie, dar plătesc de câteva ori mai mult. De ce? Pentru că în loc să trimit deșeul meu și să primesc o bonificație pentru deșeul de plastic care să se înregistreze pentru deșeul de bucătărie, de exemplu, de coaja de banană sau orice altceva, eu plătesc în întregime acest tarif sau taxă, depinde de la sector la sector. Nu vom ieși din acest cerc vicios,
iar depozitările vor ajunge la un nivel în care nu-l vom putea controla în imediat interval de timp. Gunoiul, amenziile nu fac reciclare la producătorul de gunoi, amenziile nu pun presiune foarte mare pe primar pentru că nu sunt plătite din buzunarul primarului, sunt plătite până la urmă tot cetățeanul. Exact. Cetățeanul odată este păgubit când plătește mai mult pe deșeuri, pe gunoi, este păgubit odată când primăria vine și plătește și ea pe gunoi, pentru gunoi, pentru servicii care sunt de proastă calitate. Odată este iarăși păgubit când vine garda și îi dă amendă, de exemplu, UAT-ului sau sectorului, pentru că va fi plătită tot din buzunarul cetățeanului. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că primarul trebuie responsabilizat și el trebuie să sorteze gunoiul înainte să-l arunce. Nu există altă cale nicăieri în lume. Ce se mai întâmplă la sectorul 1, domnule Berceanu? Ce informații mai aveți? Se va rezolva situația aceasta în următoarele 48 de ore, așa cum spuneau voci din primăria sectorului 1? Se pare că se merge spre o rezolvare, pentru că ploile vor înceta cât de curând, va ieși soarele și acel gunoi va începe să fermenteze. În multe locuri, de exemplu, în zona mărginașă a sectorului 1, deja are 10 zile, 12 zile de când este ridicat. Duhoara este greu suportabilă. Astăzi nu am fost în sectorul 1, în rest, în fiecare zi am fost în acel sector și miroase. Începe să miroase din ce în ce mai tare. Începe să miroase mai mult decât de la depozitele din Rudeni, dacă e posibil așa ceva. Nu avem pârghi deocamdată, noi garda de mediu, să intervenim în relația dintre salubrenicii în țară, legal vorbind, dar nu stăm nici deoparte în modul în care instituțiile, primăriile sau salubriștii satisfac sau nu nevoile cetățenilor. Încă o dată, serviciul de salubritate este un monopol garantat de stat. Atunci și salubristul trebuie să se comporte ca atare. Nu este un simplu contract între primărie și salubrist. De asemenea, primăria tot timpul trebuie să-și ia în calcul care este cea mai bună variantă pentru cetățean. Iar cea mai bună variantă pentru cetățean, peste tot în lume, este să plătească pentru cât aruncă. Astfel avem și trasabilitatea gunoaielor și nu mai vorbim de acele vehiculate în presă mărire artificiale de tarife sau taxe.